Salut, sărătători! Voi face citirea tarotului pentru perioada 19 decembrie, 1 ianuarie. O perioadă cu o lună nouă în Capricorn, pentru care veți primi runele, sfatul tarotului ermetic, dar și oroscopul. Să vedem pentru această perioadă ce evenimente veți avea. O regină de bâte. Din câte observați, este vorba de o femeie cu ascendentul zodia sau luna plină în berbec. Este creativă, este hotărâtă, energică. Încearcă să vă protejeze. Poate să lupte pentru dreptate, pentru adevăr. Este o femeie virtuoasă pe care vă puteți totuși baza din punctul ăsta de vedere al dreptății, al adevărului. Voi folosi de data asta 6 arcane, va fi o altfel de citire, să zicem. Voi o să fiți cu gândul la noroc. Vă doriți să aveți noroc. Noroc, eu știu, în banii, noroc să rezolvați o situație. Această roată a norocului poate fi în avantajul vostru sau nu. Întotdeauna sfatul arcanei este, fiindcă niciodată nu știm, nu, această roată a norocului dacă se învârte așa cum ne dorim noi. Dar arcana ne învață că este bine să ne dorim ce este posibil, ce este adevărat, ce este drept, să fim corecți, să ne ascundem scopurile, să fim prevăzători, dar și fermi în atitudinea aceasta, astfel încât ziua de mâine să fie o continuare a zilei de azi. Veți reuși să primiți cheia puterii. Să vedem despre ce e vorba. Este vorba de o perioadă de liniște. Voi vă doriți să aveți o perioadă liniștită, fără prea multă agitație, fără prea multe probleme, calm, liniște, o perioadă agreabilă, deci înțelegere din partea familiei, a prietenilor, a partenerului de viață. Vă doriți această liniște. Dar aveți și berbecul, împăratul. Împăratul este berbecul, avem semnele berbecului, dar este vorba de un bărbat cu ascendent zodie în berbec, un bărbat hotărât, energic, care poate să vă dea sfaturi, poate să vă susțină în anumite situații. El luptă de obicei așa cum sunt berbecii și toate zurile de foc pentru dreptate, pentru adevăr, pentru corectitudine. Este un bărbat care poate să vă ajute, să vă dea niște sfaturi, dar poate fi vorba și de o autoritate, o persoană autoritară sau o persoană care are o poziție autoritară de care aveți nevoie. Să vedem aceste lămuriri, ce se întâmplă cu acest împărat. Da. Este vorba de un prinț de monede. Poate fi vorba de creativitate, poate fi vorba de călătorii pentru bani, pentru resurse. Și pentru această situație primiți acest sfat.
de la acest berbec. În relația voastră cu un bărbat mai tânăr, cu ascendent zodie în fecioară. În schimb, lacrimile unei prințese de cupe apar, deci o femeie tânără, înlăcrimată, poate pentru iubirea ei, dar în primul rând datorită răutății celorlalți din jur, datorită bârfei, a minciunii. Deci poate să reprezinte aceste lacrimi. Da, lacrimi pentru dorința de a fi fericit, dar așa cum întotdeauna eu atrag atenția asupra acestui soare, fiindcă dacă arătăm această fericire celorlalți, nu se știe niciodată cine devine invidios și începe să ne creeze probleme. Deci acest sfat, probabil că prințesa de cupe nu l-a urmat, să-și păstreze această fericire în sanctuarul inimii ei sau în cercul conjugal. Prințul de spade, regele de spade, un suveran, un autoritar, o persoană care gândește foarte bine, caută explicații logice, mentale, aplică legalitatea sau cere să respectați legalitatea. Poate fi vorba de un bărbat foarte rece, cu ascendent zodie în vărsător și poate fi o persoană care își păstrează sentimentele secrete, niciodată nu își va arăta aceste sentimente. Este vorba de o alegere. Poate că trebuie să faceți o alegere între două drumuri diferite, între viciu și virtute, între un lanț de flori și un lanț de fier. Sfatul este întotdeauna să alegeți, mai ales în iubire, acest lanț de flori, fiindcă el rezistă mai mult decât lanțul de fier. Deci regele de spade, poate fi vorba de un părinte care vine și vă spune alege între situația asta, situația asta. Și vouă este foarte greu să alegeți. Patru de spade este un moment de gândire, de analiză. Poate că veți avea timp să gândiți, să analizați ce se întâmplă cu voi, cu cei din jur, care este situația voastră. Acest patru de spade arată în primul rând analiza serioasă după un trei de spade. Pot fi și regrete, păreri de rău, că n-ați avut o anumită atitudine într-o situație, n-ați observat că persoana respectivă vă trădează. Haideți să vedem ce explicație avem pentru acest patru de spade, un paj de cupe. Pajul de cupe, așa cum am mai spus, îl mai aveți încă o dată aici, prințesa de cupe este egală cu pajul de cupe. Deci reprezintă lacrimile sau o persoană care totuși este foarte bârfită, foarte urâtă de ceilalți, dar este o femeie care sau o persoană care este destul de corectă în viață, dar poate să reprezinte și iubirea ei sau atitudinea pe care o are față de ceilalți. Poate acest lucru veți analiza mai bine. Prințesa de Bâte, vă gândiți la o persoană care are ascendent zodie în berbec sau leu, o persoană care își dorește călătorii, își dorește excursii, o femeie care își dorește începuturi noi la locul de muncă, poate să fie și un alt loc de muncă
Să vedem despre ce este vorba. Este vorba de un rege de spade. Poate că această prințesă de bâte chiar are un șef care este un rege de spade. O persoană rece, mentală, care cere să fie respectată legalitatea, să respecte niște reguli. Pe el nu prea interesează sentimentele, relațiile, îl interesează numai respectarea acestor reguli și în rest preferă singurătatea. De multe ori se retrage în singurătate. Dacă observați, deci aveți o perioadă în care s-ar putea să aveți nevoie de un sprijin, de un ajutor, de un sfat din partea unei persoane care are o anumită poziție autoritară, dar și o alegere dificilă de făcut, fiindcă este vorba de respectarea unor reguli și această alegere nu este ușor de făcut. De momente în care puteți să vă gândiți la anumite situații pe care le aveți în familie, cam aceasta este etalarea pentru voi și, bineînțeles, este o perioadă în care voi vă doriți să aveți noroc. Eu vă doresc o perioadă cu reușite, cu împliniri. Vă urez Crăciun fericit, sărbători fericite, la mulți ani, sănătate și vă mulțumesc pentru timpul acordat.